Legislativul pășcănean este convocat în ședință ordinară în prima săptămână după Paște, în ziua de joi, 20 aprilie, de la ora 9. Pe ordinea de zi sunt înscrise 8 proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul municipiului. Ședința va începe cu prezentarea contului de execuție bugetară pentru primul trimestru al anului, precum și cu aprobarea bugetului necesar, 180.000 de lei, pentru participarea municipiului Pașcani la programul privind casarea mașinilor uzate. Cei interesați vor primi câte 3.000 de lei, din care 600 de lei de la bugetul local pentru casarea mașinilor vechi. În aceeași ședință va fi propusă spre aprobare o completare la contractul de delegare a serviciilor de apă și canalizare și o modificare a registrului spațiilor verzi pentru lucrări de amenajare pe strada Eugen Stamate. De asemenea, edilul a propus un proiect privind stabilirea 26 de locații pentru amplasarea panourilor de publicitate stradală. Un subiect legat de, să zicem, ședința ordinară de Consiliu Local pe care o voi convoca astăzi. Ea va avea loc pe data de 20 aprilie la ora 9 dimineață. Vor fi 7 puncte pe ordinea de zi. Dintre aceste puncte de pe ordinea de zi, cele care au impact, cele care au impact, să zicem, mai vizibil în stradă, vor fi două subiecte legate, unul de schimbarea dimensiunii unui spațiu verde, în așa fel încât să deschidem trotuarul pe strada Eugen Stamate și ulterior să dăm drumul la sensul de circulație pe sensul unic, așa cum s-a gândit și s-a aprobat în Comisia Locală de Circulație. Și în felul ăsta, circulația din zona blocului D2, atât în față cât și în spate, o să fie reglementată, vom avea sensuri unice și sper că și aglomerația pe care o trăim astăzi, mai ales în zona pieței din deal cu autoturismele, să fie mai mică și să mai evităm din conflictele din trafic pe care le vedem zilnic în această zonă. Un alt subiect legat de ședința de Consiliu Local este faptul că, din dorința noastră de a moderniza într-un fel sau în altul zonele centrale ale orașului nostru, atât pe esplanadă, cât și în zona de la Casa de Cultură la poștă, de la poștă către spital sau pe strada Moldovei, pe lângă reparațiile, să zicem, normale, la trotuare, la spațiile verzi, investiția cu iluminatul public, ne-am pus și întrebarea ce vom face cu acele reclame care astăzi sunt pe domeniul public și, din păcate, nu avem o gândire unitară referitoare la aceste reclame. Menționăm că în aceeași întâlnire urmează să fie stabilit președintele de ședință pentru următoarele 3 luni de zile.